Camerele de bord pentru mașini sunt un subiect destul de controversat. În anumite țări ești chiar obligat să ai o asemenea cameră, însă la noi este cu duș întors. Dar totuși vă recomandăm să folosiți o asemenea cameră în mașină. Iar astăzi vă prezentăm una care nu este foarte scumpă, dar este foarte performantă și vine echipată cu un senzor de la Sony. Recent la noi în Parlament, camerele de bord au devenit un subiect foarte discutat, iar aceștia au decis ca imaginile de pe aceste camere, în cazul în care filmezi pe cineva, să nu mai fie luate în considerare. Adică dacă există un accident în fața ta, nu vor lua în considerare imaginile de la tine, ceea ce este o prostie. Însă dacă ai tu vreo problemă în trafic, imaginile vor putea fi folosite în fața instanței drept probă sau planșe. Așadar, avem aici un sistem de la Mio, mai exact Mio C440, o cameră de buget care costă undeva în jurul sumei de 350 de lei și care vine echipată cu un senzor de la Sony, care se descurcă excelent în lumină foarte scăzută. Aceasta poate filma Full HD, da, din păcate nu este 4K, însă are un unghi de vizualizare de 130 de grade, adică imaginea este destul de largă. Camera vine echipată cu senzor pe 3 axe și giroscop, iar în cazul unui impact, în timp ce mașina stă, camera va înregistra separat acele fișiere într-un folder pentru a putea fi accesate mai ușor. Voi scoate acum camera din cutie. Iată, aceasta este camera. Nu este foarte mare, arată ok. De asemenea, vine și cu microfon integrat. Prinderea camerei este în partea de sus. De asemenea, și mufa pentru alimentare, care este micro USB. În partea frontală există butoanele cu touch, dar nu avem parte de un touchscreen. Să vedem ce mai găsim în cutie. Iată și ventuza, care este destul de micuță, așadar nu ocupă foarte mult spațiu pe parbriz sau unde doriți să o amplasați. Și cablu de alimentare, care poate fi pus la priza mașinii, dar care nu vine și cu un USB separat. Aș fi preferat ca aceasta să vină și cu un USB prin care să-ți poți încărca inclusiv telefonul. Și cam atât avem în pachet. Aici mai avem un Mio Smartbox 3. Iar o greșeală pe care o fac foarte mulți când instalează aceste camere, nu folosesc un asemenea Smartbox. Inclusiv cei de la serviciurile așa zis autorizate, specialiștii care se pricep la așa ceva, nu pun un asemenea Smartbox. Acesta nu este în primul rând foarte scump, însă îți salvează bateria mașinii. De ce? Pentru că această cameră vine echipată cu acea funcție de parking mode care filmează în timp ce stă în parcare. Iar acest Smartbox este ca un limitator de curent, adică bateria când ajunge la un anumit voltaj, curentul va fi oprit. Acesta este Smartbox-ul, practic este o alimentare pentru cameră. Aici are un cablu USB foarte lung, iar aici un cablu de conectare direct la siguranța mașinii. Așadar nu trebuie să instalați direct la bateria mașinii, puteți instala în planșa de bord pe siguranța principală care dă curent permanent în mașină, nu la cea care dă curent doar când este pusă cheia în contact. Cunosc personal oameni de la service care instalează asemenea camere și ei ce fac practic, taie cablul de alimentare cu care vine camera în pachet și se leagă direct la baterie, ceea ce este o mare greșeală, deoarece s-ar putea să te trezești dimineața că nu-ți mai pleacă mașina, sau după câteva zile dacă o lași în parcare. Așadar, acest Smartbox va limita consumul de curent. Putem vedea aici setări, are de la 1 la 4, primele două limitează curentul, iar ultimele două sunt setările pentru oră. Adică putem seta curentul să fie oprit după un anumit interval de ore sau să fie alimentare permanentă. Am alimentat în acest moment camera de la un încărcător de telefon pentru a vă putea arăta cum funcționează. După cum vă spuneam, aceasta nu vine cu touchscreen, însă butoanele de jos sunt cu touch și avem aici acces rapid la evenimente, la poze, la videouri pentru a putea vedea ce a înregistrat camera.
Aici putem face poze sau clipuri rapide cu evenimentele. Iar în setări avem opțiunile pentru sunet, dacă să fie pornit sau nu sunetul, pentru imagini, unde putem seta lungimea clipului, rezoluția video 1080p sau 720p. Aici la frecvență avem 50 sau 60 de Hz în funcție de lumina de pe stradă, dar nu am văzut să fie vreodată probleme de flicker la aceste camere. Aici la EV putem seta dacă să fie subexpusă sau supraexpusă imaginea cu un anumit pas peste ceea ce face ea deja automat. Și aici avem sensibilitatea senzorului de accelerație care înregistrează evenimentele în caz de impact. Evident, în setările de sistem avem data și oră, sunetul butoanelor dacă să fie pornit sau oprit, volumul în cazul în care pleiem clipurile direct pe cameră, după cât timp să se oprească ecranul, resetarea din fabrică și putem vedea aici versiunea camerei și când a fost produsă, iată în 2021, luna 8-a. Și cam aceasta este camera Mio C440. Voi reveni cu un clip asupra acestei camere în care voi arăta cum se instalează în mașină fără să apelați la un specialist, dar evident nu vă recomand acest lucru dacă nu aveți puțină experiență cu lucru electric în mașină sau în general. Așadar, până data viitoare, rămâneți alături de noi pe TechZilla.